da. Le facem. Negativul foarte fain. Raportul dintre numerele A și B este 9. Deci A supra B egal cu 9. Este 2 pe 9. 2 pe da. 9. Iar media geometrică a lor este egală cu 18 radical din 2. Aflați numerele A și B. Optim. Foarte frumoasă problemă. Cine vrea? Eu. Asta e 8 de la pagina 55. Domn profesor, e dat dumneavoastră? Da. Poftim, am scris. Da. Ce idee aveți? A egal cu 2B pe 9. Deci îl scoatem pe A, da? Mhm, să îl punem acolo. Așa. Deci de aici, Miruna. A egal cu 2B pe 9. 2B supra 9. Și atunci A ori B este egal cu 11 radical din 2 și cum A e 2B pe 9, A ori B, zice media geometrică ea. A ori B. Dar e radical din A ori B, da? Eu zic numai A ori B, nu? A ori B egal cu? 18, nu. Radical din A ori B egal cu 18. Așa, radical, asta din, radical din A ori B egal cu 18. 18 radical din 2. Da. Și atunci radical din 2B pe 9. Adică locuim pe A aici, da? Da. Deci zicem echivalent din ăsta 2. Rezultă că radical din 2b pe 9 ori b egal cu 2b supra 9 ori b, adică 2b la 2 egal cu 18, echivalent cu? Cu 2 ori b la 2 pe 9. 2 ori b la 2 pe 9. Nu radical din ea? Mă dă, da, radical din 2 la 2 la 2 la 9 egal cu? Și egal cu 18 2 radical din 2. B... Egal cu 18 radical din 2, echivalent, Miruna, da. Egalitate. Da, echivalent cu... Scăpăm de radical. B, B o scapă de radical, da? Da, B o radical din 2 pe 9. B pe 3, chiar. B supra 3, chiar. Chiar. Și numărătorul și numitorul. B supra 3. Radical din 2. Auzi, ne-a spus ceva despre A și B, că sunt numere pozitive, negative. Nu, nu citesc. Raportul dintre A și B este 2 pe 9, iar media lor geometrică este 18 radical din 2. Aflați numerele A și B. Așa. Suntem atunci, la media geometrică a două numere raționale pozitive. Așa, pozitive. Da. Atenție. Da. Deci e asigurat. Da. E asigurat că sunt pozitive, că trebuie să iasă în modul. Corect. Deci e de sub B, de sub radicalul de ordine. De sub radical trebuie să iasă modul din B aici. Dar dacă m-am asigurat că e pozitiv, pozitive, da. Suntem pozitive. Ne vedem pe B pe 3 radical din 2. Radical din 2 este egal cu 18 radical din 2. Atunci B ori radical din 2 pe 3. B ori radical din 2 pe 3. Miruna, da, nu puteți. Acum nu B pe 3 egal cu 18. Cu radical din 2, Miruna, să simplificăm. În ambii membri. Da. Deci lucrurile așa le facem repede. Și B egal cu 6. B pe 3 egal cu 6. B egal cu 3 ori 18, nu? B pe 3 egal cu 18, da, da. B egal cu 3 ori 18, corect. Da, 3 ori 18, 3 ori 24, 54. B și A? A e 2B pe 9. Dacă știm că B-ul, iată, l-am aflat, atunci A e egal cu 2B pe 9, da? Deci A egal cu de 2 ori B-ul, 54 pe 9. Supra 9, 6 ori 9, 54, 2 ori 6, 12. Domnul profesor, eu și dumneavoastră am înțeles. Ei nu știu dacă au înțeles. Hai să mai vedem încă o dată. Deci, am mers așa. Am avut o relație între A și B. Și știa și media geometrică a lor. Deci două relații am avut. Da? Dar autorul mi-a oferit două relații. Și acum, am locuit ce înseamnă media geometrică radicală din produsul ăsta. Miruna a venit cu ideea să scoatem pe A. Puteam să facem mai ușor? Ia să vedem dacă, într-un mod mai rapid, dacă am fi avut posibilitatea să gândim. Poate aici aș fi făcut.
când am scris media geometrică, imediat ridicam ambii mei pe la pătrat. Eu la fel. Și așa or B egal cu... Așa am uitat or B. 18 la pătrat care e... 324. 324 ori 2. Da. Și de sub A egal cu 2B supra 9. 2B supra 9. Și atunci nu rămâi decât să lucrezi pe A sus. Da, ori 2 și de deci A, 64. Acum, acum e situația în care A ori B la a doua era egal din A ori B? Am ridicat ambii membri. Da, și eu atunci când am zis 16 era scădere, de asta nu era... Era scădere, nu era nimic, era... Miruna, fii atent un pic. Eu am avut radical din la ori B, cam da. Așa. Și poți să zici la a doua și la a șaptea și la a noua, ambii membri. Dar am ridicat numai la a doua, pentru că am vrut să scap de radical. Și mi-a rămas la ori B și am ridicat și dreapta. 324 ori 2. Deci nu e nicio discuție cu ce ai spuneai tu acolo, e, e cu totul și cu totul o trăsnaie ce. Uite. Deci e egalitate, mama. O egalitate. Deci și de aici, aici și da. Înapoi. Ambii membri am ridicat. Deci, nu, degeaba stai acolo. Deci acolo a fost, pur și simplu, era un, o chestie de lucrat. Dar nu, da? Deci cu A-ul ăsta, acum mă duc și îl înlocuiesc. Și o să avem 2B pe 9. 2B pe 9, da? Da, da ori B. Ori B, adică 2B pătrat. Egal cu 648. 18 la a doua. Iată că las așa, 18 la a doua. Ori 2. Ceea ce ar fi echivalent, printr-un 2 se simplifică, stânga-dreapta. Și atunci vine B la a doua, echivalent, cu asta mică B la a doua, egal cu 18 la a doua, ori 9. Care poate fi văzut ca 3 la a doua. Și deci atunci un singur B. Da. Deci echivalent cu a spune B că... B egal cu 18 ori 3. B, B la a doua egal cu 18 ori 3. Totul la a doua costim, da. Și să vedem acum... Un singur B. Un singur B. B-ul va fi egal cu... 54. Asta e pentru că avem varianta cu pozitiv. Dacă ar fi fost negativ, la întâmplare aveam și B1 și B2. Și plus și minus. Și 54 și minus 54. Bun. Hai mai vedem o dată care îți s-a părut ca aceeași conținută la are în final. Nu, nu aș putea spune că urma o variantă mai bună decât cealaltă. Da, dar eu nu m-am convins dacă ei știu să lucreze. Da. Nu, profesor. Nu m-am convins deloc. Nu știu. Nici eu încă. Nu sunt deloc convins. Acum vreau să vă văd pe voi. Vreau să lucrez singur în sală. Nu. Mirna, poți să lucrezi singur înainte? Degeaba. Da, sa? Eu nu sunt convinsă, domn profesor, că... Eu am înțeles, dar nu știu, nu doar că nu știu. Gata, o să treacă acum când deci, rămâne ești... Deci A și B, două numere reale, care verifică relația. Deci A și B, două numere reale, verifică relația. Relația. Modul din A minus 4 radical din 2. Modul din A minus 4 radical din 2. Închideți modulul. Plus... Modul din B, minus 18 radical din 2, mai mic egal ca 0. Mai mic egal ca 0. Aflați numerele reale A și B, calculați media lor geometrică. Deci cine e A și B și noi să calculăm media geometrică. Deci modul plus modul, mai mic egal decât 0. A și B știm că sunt numere, două numere reale și verifică da. Și relația aia. Are cineva o idee? Ce vrea să însemne asta? Adică că primul modul e mai mic sau mai... Poate să fie mai mic decât 0? Un modul cum este tot timpul modulul? Mai... Pozitiv. Deci pozitiv. Deci pozitive, deci nu poate să fie mai mic decât 0, să fie doar egal. Egal? Egal cu 0. Deci dar nu se scrie. Poate. Adică deci se scriu așa. Scrie, uite cum trebuie modul scrie. Din A minus 4 radical din 2 e mai mare egal decât 0. Apoi modul din B minus 18 cred că e 18 sau 8? Minus 18, da. 18 radical din 2 e mai mare egal decât 0. Vedeți mai mare. Trag din șladul. Uitați-vă. Trag din șladul pe cele două numere. Și apare modul din A minus 4 radical din 2 plus modul din B minus 18 radical din 2 e mai mare egal decât 0. Cuplez de sub relația dată de autor, modul din A
minus 4 radical din 2, plus modul din B, minus 18 radical din 2, mai mic egal decât 0. Păi, zero. Cum să fie mai mare și mai mic în același timp? Numai din astea două rezultă că e egal. Deci rezultă că modul din A minus 4 radical din 2 plus modul din B minus 4, 18 radical din 2 este egal cu 0. Adică asta e echivalent. Modul din A minus 4 radical din 2 egal cu B minus 8. Nu. Înseamnă că ăsta e 0 și ăsta e 0. Pentru că, uite Miruna, cum este modulul tot timpul? Mai mare egal decât 0. Asta e mai mare egal decât 0. Și suma lor este 0. Faptul că suma e 0 înseamnă neapărat fiecare e 0, în parte e 0. Asta e 0 și asta e 0. Și al doilea modul e 0. Ca să dea 0. Că 0 cu 0 dă 0, nu? Că dacă avea minus 2 radical din 3, dar... Deci, dar faptul că modulul e mai mare egal decât 0 și asta e mai mare egal decât 0 și suma lor face 0, nu-i decât o singură soluție, fiecare în parte să fie 0. Că dacă celălalt e pozitiv, 0 și cu cineva, nu mai face 0. Deci de aici, obligatoriu, A minus 4 radical din 2 egal cu 0. Egal, modulul, hai să zic, egal cu 0, ca să fie și mai clar pentru toată lumea. Și modul din B minus 18 radical din 2 egal cu 0. Și de aici echivalent, modulul e 0, dacă și mai dacă și în interior e 0. Asta dacă și mai dacă A minus 4 radical din 2 egal cu 0 și B minus 18 radical din 2 egal cu 0. De unde rezultă din primul că A va fi egal cu 4 radical din 2 și B va fi egal cu 18 radical din 2. Da. Și cu A și B odată știute aceste valori, deci avem A încă o dată. A egal cu 4 radical din 2, parcă am spus, și B egal cu 18 radical din 2. Acum, media geometrică e radical din produsul lor, din 4 radical din 2, ori 18 radical din 2, și este egal cu... Cine vrea să zică? Este egal cu 4 ori 18. Cu radical din... 4 ori 18, da, Miruna, face... N-a stricat jocul. Uite ce fac aici, ca să înțeleg. Vezi că mulțești... Radical din 2 pe lângă, nu? Nu, nu-i pe lângă. Scoate un fapt, nu-i mulțit. 2 la 2, Miruna. Are și asta un 2 în factor, ca să fie... Scoate treaba. Un factor comun? Nu e factor comun. E factor comun când avem o adunare sau scădere din mai mulți termeni. Atunci vorbim de factor comun. Dar aici este pur și simplu ieșirea în față de subradical. Al cui? Al lui? 4. 4. Care înseamnă 2 deja. Acum, radical din 2 ori radical din 2. Rămâne 2. Face radical din 2 la 2. Radical din 44, da. Păi da. A, ea zice tot, n-a scos pe 2. Am înțeles. Da, și deci, ok. 144 și face 12, dacă vrei să ștergi, spun 12 deodată. Deci vreau să tăiem în ideea care am avut-o. Radical din 2, radical din 2 face, radical din 4 înseamnă un 2. Și 2 ori 18? 36. Deci 2 ori 18. Și 2 radical din 36? Așa, și vine 2 radical din 36. 36 e 6. 2 ori 6 e 8. 2 ori 6 e 13. Așa, și cu asta am terminat ghiștia. Hai să mai vedem ce lucru a fost interesant. Păi, vedeți, domn profesor, vă învață și cum să scoate să puneți în față, să scoateți sub radical, să băgați sub radical. Vă învață anumite chestii, dar nu vreți deloc să fiți receptivi. Poate să se un pic obosiți, dar atenție multă, că mâine vine, nu aveți testul de dat și trebuie să fiți în formă maximă. Uh-huh. Eu vreau mâine să luați toți 10. Da, cine n-ar vrea? Cum? Depinde de voi, dar cât am lucrat aici, nu se poate. Oare. Adică, ce a fost aici a fost o chestiune mai frumoasă. Deci, să se găsească A și B, sau media geometrică a lor, având numai o singură condiție. Așa asta era condiția. Și atunci, foarte interesant, modulii sunt niște modulul unui număr, un număr mai mare egal decât 0 și al mai mare egal decât 0, le-am adunat, iată, așa sunt toate expresii, mai mare egal decât 0 și mai mic egal decât 0, nu se poate. Numai 0 trebuie să fie. Și acum,
o sumă de numere pozitive este 0 dacă fiecare în parte este 0. Deci prima 4 minus a minus 4 radical 2 modulul să fie 0 și ala să fie 0. Ca să fie 0 înseamnă ce e interior la modul să fie 0. Deci 4 a minus 4 radical 2 și când b minus 18 radical 2 am găsit pe a și pe b. Pe a și b am făcut media geometrică a lotul. Da. Să vedem alte ieșițiuni. Dacă îmi dați un caiet din clasă, să văd ce mai lucrați voi în clasă. Da, ar fi perfect. Da, hai, mai dăm niște ieșițiuni. Păi, dar tot care. Aici. Dar nu mai sunt acolo? Dar da, sunt ieșițiuni, dar testele le-am făcut. Mi-a luat și religia cu mine la prof. Am la prof din religie. Da, da, da. Ești de acolo, ca să nu mai... Putem compune și noi, dar n-are media rost. Geometrică. Ce pagină? Ce pagină? Ca să știu și de unde sunt. Anic egal cu. Ce pagină? Stai mai, Adi, așteaptă puțin. Să calculăm media aritmetică și media geometrică. Bănesc că v-a zis că vă dă de aici, da? N-are importanță, Miruna, cu cât lucrăm, Mihaela, cu cât lucrăm mai multe ieșiți, cu atât mai bine. Da, A egal cu 2, virgulă, perioadă 6. A egal cu 2, virgulă, perioadă 6, plus radical din 0,694 în perioadă. 6. 9. 4 în perioadă. Plus 1,5. 1,5. B egal cu 90 ori. Deschide o paranteză pătrată. 0,1 perioadă 6 plus 0,3 în perioadă. Închideți paranteza pătrată. Să calculăm media aritmetică și media geometrică. Așa, azi vorbește. Păi la prima putem să facem alea parantezele. Adică 26 minus 2 supra 9. 26 minus 2 totul supra 9 plus radical mai adânc din 694, da, minus 69, da, supra 900. 900, da. Plus 15 pe 10, nu? Da, care înseamnă 3 pe 15 pe 10, prin 5 simplificăm și 3 pe 2, nu? Da. Egal cu? Egal cu 24 pe 9, da, plus radical din 525 supra 625 era așa. 625 pe 900 plus 3 pe 2 și egal cu? Egal cu 325 de simplifică 525. Ok, 24 cu 9 se mai simplifică pentru 3 până. Și 8 pe 3. 8 pe 3 plus radical din și numărator și numărător 6 25 radical 25. 25 supra 900 radical din 900. 300. Mai... Bună. 30. Că din 9 e 3. Da, 30. Da. 30. Plus 3 pe, plus 3 pe 2. 3 pe 2. Egal cu... Momentul oricum, cred că este 30. 30, da. Pe prima amplificăm cu 10. Da. Pe a doua cu nimic și pe a treia cu 15. Corect. O să avem așa... 80 plus 25 plus 25 plus 5 la 3 15 și 45 supra 30 și egal cu 70 cu 80 câte 150, nu? Uh-huh. 45 cu 25, 70 cu 80. 150. 150 supra 30. Se simplifică printr-un 30 chiar. Da. Și o să ne rămână 5. 5. Nu? 5.
Așa că pe A l-am găsit 5. Să-l vedem și pe B. B egal cu 90. Deci B egal cu 90 ori paranteză pătrată. 90 ori paranteză pătrată 16 minus 1. 15. Adică 15 supra 90. Plus? 90, domnul. Da, 90 foarte bine. Plus, câte-i? 3 pe 9, adică 1 pe 3. Plus 1 pe 3, corect. Și egal cu? Egal cu 90, ori paranteză rotundă, 15 cu 90 chiar prin 15. Și o să rămână 1 pe 4. 1 pe 6 mai rar. 6, da, 1 pe 6. 1 pe 6 plus 1 pe 3. Da, 1 pe 3 egal cu 90 ori paranteză rotundă cu 2 la 2 și o să avem 3 pe 6, adică 1 pe 3. Nu? 3 pe 6, 1 pe 3. 1 pe 2. Simplificăm pe 4. Pe 2. 2 și faci 45. 3, 45 și au v-a dat 5. 5. Și atunci ce media. Ce zici să aflăm? Media aritmetică și media geometrică. Media aritmetică, mai media știți? Aritmetică egal cu 45 plus 5 pe 2 egal cu 50 pe 2, adică egal cu 25. Iar media geometrică? Media geometrică egal cu radical din 45 plus 5 ori 5 și egal cu radical din 5 ori 5, 225. Da. 5. Și 15. Și face 15. Sau adică. Aș fi zis aici 4 ori 9, pe 5 ori 9, da? 5 ori 9, ori 5. Și se vedea, iese un 5 la a doua, iese 5 în factor. A, aici o vreau. Da. 45 este lansesc ca 5 ori 9. Da. În loc să mulțesc, cum se extrage, să văd pătratul, mult mai repede văd așa. 5 ori 3. Face 15. Da. Aflați-l pe x din. Aflați-l pe x din. X supra 4 plus 3 radical din 2. X supra 4. Plus 4 plus 3 radical din 2. Da. Egal cu 4 radical din 2 minus 3. 4. Radical din 2 minus 3. Da. Supra 2 plus 3 radical din 2. 2 plus 3 radical din 2. X-ul e egal cu cine? Cine lucrează? Anca? Poți să zic eu? Nu. Păi da, lăsați-o mâini și pe ea. Dacă știți, lucrați. Păi da, asta e. Lucrați independent. Nu, ați lucrat corect. Deci, dintr-o proporție, un termen egal plusul răsturi împărțelea și altă, nu? Deci, ce înseamnă x egal cu? Nu spune? 4 plus, deci x egal 4 plus 3 radical din 2. 3 radical din 2. 3 lângă. 4 radical din 2. Minus 3, totul supra. 2 plus 3 radical din 2. 3 radical din 2. Și egal. E, mă, ce-am ținut o paranteză, nu stă pe gândul. Nu mai este formula aici, A plus B pentru că am minus B. Nu? Nu mai avem șansa asta. Acum, pur și simplu, mulțim. O, așa, ori, ai făcut A plus B până la minus B, nu? Da. Păi dar trebuie să vezi cum sunt ele. Mă rog că m-am corectat acum. Deci 4 ori 4 radical din 2 face 16 radical din 2. Hai. 16 radical din 2 plus... Tot cu 4 ne terminăm până la capăt. Plus 12. Minus 12. Deci este minus 12, nu? Plus cu minus, am mulțit din minus. Minus 12. Și am terminat cu 4. Urmează 3 radical din 2. Să luăm la capăt. 3 radical din 2 ori 4 ori
radical din 2. Cât din e? Păi, 3 ori 4, 12. Și radical din 2 ori radical din 2? 2. 2. 12 ori 2, 24. Deci plus 24. Și mai avem de mulțit 3 radical din 2 cu minus 3. Deci minus. Minus. Minus 9 radical din 2, totul supra. 2 plus 3 radical din 2. Și egal mai departe cu. Da, 7 radical din 2. Deci suntem la 7 radical din 2. Minus 12. Minus 12. Plus 12. Plus 12, mai mare 24. Aș mai spune 24 minus 12. Totul supra, 2 plus 3 radical din 2. Vedeți? Semnul algebra nu știm? Dăm totul peste cap. Nu avem mai departe. E ca oricum. Am spus-o de atâtea ori. Din păcate nu se înțelege școala asta. Că dacă s-ar face mai din timpuriu, ar fi mai ușor. Acum, iată că sunt dirotăți. Deci, ce facem? Aplicăm conjugatea. Că nu lăsăm așa. Că aplicăm cu 2 minus 3 radical din 2. Da, și va fi egal cu, mai departe, zicem, egal cu 7 radical din 2 plus 12. Totul de mulțit cu 2 minus 3 radical din 2, totul supra. Totul supra 2 plus 3 radical din 2, care e la a, de pentru că 2 minus 3 radical din 2 și egal, hai. Egal cu cine? Aici se aplică formula. Aici nu se aplică la numărător. La pentru numitor. Că numai la numitor se aplică, la conjugat, dar la numărătoră sunt diferiți, trebuie să ne apucăm să mulțim. Hai! Mai repede mulțim. 7 radical din 2 ori 2. 14 radical din 2. 2. Pe urmă. 7 radical din 2 ori minus 3 radical din 2 face? Minus 21. 3 ori 7, 21. Zici repede, știi? 21 radical din 2. Radical din 2, radical din 2. Radical din 4, care face 2. 21 ori 2, 42. Și am terminat cu 7 radical din 2, câte am mulțit pe ăștia, da? Urmează 12 acum, iar îl luăm la capăt. 24 plus 24. De nu mă interesează. Și acum? Minus. Minus. Deci plus cu minus la mulțire, minus. Minus 36 radical din 2. 36 radical din 2, totul pleacă supra. Pleacă acasă, n-avem nevoie de tine. Supra. Da. 2 plus 3 radical din 2, pentru că 2 minus 3 radical din 2 face A la a doua minus B la a doua. A la a doua, A la a doua face 4. 4 minus 9 ori 2. Și este egal cu... Hai să vedem termenul asemenea. 14 radical din 2. Minus 36 radical din 2. Minus 24. Minus 22. 22. Da? E 36, 14, 22. Minus 22 radical din 2. Și minus 42 plus 24. Minus 4 din 12. 8. Hai și vine 18, da? Da, da. 18. Totul supra 4 minus 18. Adică minus 14. Minus 14 și egal mai departe cu
putem prolucrăm. Am o întrebare, acolo nu se simplifica 2 minus 3 egal 2 cu 2 minus 3 egal 2? Păi da, am înmulțit ca să simplificăm. Nu trebuia să scăpăm de... Obiectivul nostru a fost să scăpăm de radicalul de aici. 2 plus 3 radicalul de așa. Deci am mulțit și sus și jos. Da? Și atunci observăm că... Scoatem un factor comun acum. Cu cine? Cât? Pe 2. Un 2, da? Minus 2. Pe minus 2 chiar. Deci egal cu minus 2 pe lângă 11 radical din 2 plus 9. Hai. Totul supra minus 14. Simplificăm. Minus 2 cu minus 14. Avem voie. Sigur că dacă e produs. Nu, și minus cu minus. Plus. Face plus și aici rămâne 7. Și sus rămâne 11. 11 radical din 2 plus 9 supra 7. Supra 7. Asta este rezultatul final. Ce a urmărit aici autorul pe listul ăsta? Deci, semnul algebre. Mulțirea paranteze. Nu uitați de like și share. Sigur că da. Anca, dacă vrei să înțelegi ceva la matematică, trebuie să mai ai semne și nuri. Dacă nu, copii de pe tablă și tot lucrurile, tot timpul va fi foarte complicat. Situația. Să știi că nu poate învăța nimeni în locul tău. E cu sigur. Sigur să spun. Și nu ai cum să dai încă. E greșit un semn la algebră, să termina tot exercițiul. A, deci trebuie să pui odată ordine în chestia asta, ca altfel bâșbuim. Deci, a vrut autorul să-și vadă cum înmulțim două paranteze, cum reducem termeni asemenea, ce înseamnă cu acolo înmulțite și... Adică termeni asemenea înseamnă 16 radical din 2 și cu minus 9 radical din 2, asta înseamnă termeni asemenea. De asemenea, conjugata, aplicate, iarăși ne-am trezit înmulțind două paranteze, nu? Și iar semnul algebră și iar toată povestea asta. Așa că, e de ceasul? Avem ceva? Da, avem ceas. Nici 25. Cu 25. Hai să mai facem o exercițiu. 3 radical din 2. Și încă ceva dacă ai observat. Nesiguranța ta e la tot pasul și, și ritmul lent. Se pierde timp. Cum? 3 radical din 2 plus 2 radical din 3 supra 3. 2 radical din 3 supra 3. Totul la 2011. Toată asta, da. 2011. Pe lângă. 4 radical din 3 minus 3 radical din 2 supra 2. 3 radical din 2 supra 2. 2. Totul la 2010. 2000. Ori. 10. Ori. Radical la numărător. Radical din 6 minus 1 la 2012. Adică 6 minus 1. Minus 1, nu-i sub radical. Sigur că da. Totul la 2012. Supra 5 la 2010. 5 la puterea 2010. Minus. 6 radical din 2 minus radical din 3. 6 radical din 2 minus radical din 3. 3. Supra? 3. 3. Un exercițiu foarte frumos. Da. Hai să chem. Adi, trebuie să facem așa. Poftim! Eu l-am plecat. Nu stai aici. Stai, să dormi așa liniștit. Nu stai aici. Să ai un vis frumos. Stai, nu stai aici. Așa, hai să vedem, Adi. Fai de capul. La prima vedere, ce ai încercat să faci? Cam ce ți-ar veni în minte? Acolo la radical din 6 minus 1 la puterea 2012 supra 5 la puterea 2010. Să scriu ca radical din... Să facem la 2010 înmulțit împădată cu el ca să fie și ăsta și ăsta la 2010. Deci atenție, ăsta e la 2011. Uh-huh. Dar putem zice la 2010, ori încă o dată el înmulțit, da? Corect. Deci hai să zicem, Adi, hai să te scoți un pic din încurcătură Miruna, trebuie să te putezi. Deci, egal cu... O să spunem egal cu 3 radical din 2 plus 2 radical din 3 supra 3 ori 3 radical din 2 plus 2 radical din 3 supra 3 la puterea cât? La ce puterea? 2010. 2010. Și fiindcă și ăsta e tot la 2010, am să spunem lăsăm mulțit, așa. Am să zic
Nu lăsăm așa, zic că înmulțim cu ăla. Tot ăla înmulțim cu 4 radical din 3. 4 radical din 3. Minus 3 radical din 2 supra 2 la puterea 2010. Încă o dată insist. Ăsta a fost și șmecherie pe care o sesizat domnul Luna. Fiind la 2011, vrea, a visat să fie ăsta la 2010, ca ăsta ori ăsta fiind amândoi la 2010, să poată scrie totul la 2010. Înmulțim cu... Acolo putem scrie încă radical din 6 minus 1 la puterea 2010, ori radical din 6 minus 1 la puterea 2012. Așa zicem. Radical din 6 minus 1 la puterea 2010, ori radical din 6 minus 1 la puterea a 2. Și totul supra 5 la puterea 5 la puterea 2010 minus 6 radical din 2, nu avem ce face minus radical din 3, minus radical din 3, totul supra 3. Bun. Și egal mai departe, acum înmulțim aceste două paranteze, deci lăsăm pe ăsta aici, 3 radical din 2, că nu avem ce face cu 2 radical din 3 pe 3. Hai. Totul pe lângă. Totul pe lângă 12 radical din 6. Da. Minus... Ba nu. E bine, bine. Minus 9. Minus 9. Ori 2. Ori 2. Câte ori 2? 16. Ba 18. 18. Ce zic eu aici? Da. 16, 18. Așa, da. Mai merge. Plus. 2 radical din 3 ori 4 radical din 3. Faci 2 ori 4. Radical 8 ori 24. Plus 24. Da. Zicem, noi zicem, ce trebuie? Ați calculat bine? Minus, minus 2 ori 3. Minus 6. Minus 6. Radical din 6. Minus 6, radical din 6. Așa. Totul supra 6. Supra 6, da. La puterea 2000. 10. Ori. Acolo aplicăm cu 5 la puterea 2010. Ai luat-o la unde? La 3, acolo. Dar de ce să aplicăm? Nu o să mai mergem în 3. Stai puțin, mai așteaptă. Dar de ce? Câtă... Păi nu, să ne explici ce vrea să spun. Unde să amplificăm? La... Dar e neînmulțirii mei. Nu e asta. Nu e frația. Nu, ea zicea la ultima, domnul. Aici? Nu ne ducem, lasă că acolo stă foarte bine. Când îi vine timpul, îmi vedea mai. Da? Deci, să vedem, rămânem așa. Radical din 6 minus 1 la puterea 2010, ori radical din 6 minus 1, acolo pot să calculez. Dar am să o las încă. De ce? Lăsăm așa, să vedem. Ar putea să paranteza asta încă o dată cu paranteza mulțită, nu? Da. Dar radical din 6 minus 1 la a doua, las supra 5 la puterea 2010. Radical din 6 minus 1 la puterea 2010 și 5 la puterea 2010, nu 2010 cu 2010, nu se ducea? Deci... Radical din 6 minus 1 la puterea 2010 și supra 5 la puterea 2010, nu se ducea 2010 cu 2010. Da, e minus, e minus! Nu-i vorba de minus, asta era vorba de altceva, stai. 3 la 7, supra 5 la 7, 7 cu 7 sunt simpli. 5 pe 5. E 3 pe 5, totul așa. Uite, atenție, mă, dai niște chestii de-astea și ai stricat toată treaba. E foarte obosită, dar nu contează, oricum o văd pe... Da, am văzut-o. Deci una este, dacă ar fi fost ori 7 și ori 7, atunci 7 cu 7, da. Ca și cum ai zice 3 la a 2 supra 5 la a 2, 2 cu 2 se duce, 3 la a 2, dar noi știm că 3 la a 2 e 9 supra 25. Cum să zici că e 3 pe 5? Ai înțeles? Zi una mai mică, da, care poți să o rumeci. Da. Și acum? Egal, minus. Minus 6 radical din 2. 6 radical din 2, minus radical din 3, 3. Supra 3. Supra 3. Și este egal mai departe cu... Ia să vedem acolo. Rămâne 3 radical din 2. Plus 2 radical din 3. Supra 3. Acolo, să vedem. Aici trebuie să fie ceva interesant. Și zicem, 12 radical din 6, minus 6 radical din 6. 6 radical din 6. 6 radical din 6, minus 18. Plus, domn profesor. Plus 20, plus 6. Plus 6. Plus 6. Supra 6. Totul supra 6. Le place asta. Totul la puterea 2010. Deja le place. Ori. Ori, radical din 6,
minus 1 la 2010 pe lângă radical din 6. Dar cum că tot ținem așa? Minus 1. O mai ținem până ne prindem de ceva. Până când la apare ceva la a doua, da? Până da. Apare ceva favorabil. Supra 5 la 2010 minus 6 radical din 2 minus radical din 3 supra 3 și este egal cu. Iată, acum ce? Gata, se desfram scoatem un 6. Scoatem un 6 de acolo, un factor comun. Da. Care se simplifici cu ăla și de rămâne radical din 6 minus, plus 1. Plus 1 supra 6. Nu mai rămâne supra 6, că se simplifică. Supra atâta, radical din 6 plus 1. Plus 1. Deci o să avem 3 radical din 2. Plus 2 radical din 3. Supra 3 și toată, fără nimic aici. Fără nimic. Ori, radical din 6 plus 1. Radical din 6 plus 1. Plus 1 la 2010. La 2010. 10. Ori. Ori, ăsta de aici, Miruna, radical din 6, minus 1 la 2. Se simplifică! Nu se simplifică! La 2010, în 2010. Da. A plus B pe lângă minus. Mă înjură continuă și tot pe lângă. Radical din 6, minus 1 la 2. Ăla-i supra. Tot cu supra, 5 la puterea 2010. 10 minus minus radical din 2 minus radical din 3 supra 3 și egal cu. Hai să vedem. Acum, ăsta fiind la 2010 și ăsta la 2010, poți să zicem ăstea două paranteze îmbulțit la 2010. La 2010. Da, corect. Da? Da. Și vom avea egal cu 3 radical din 2. Vedeți că eu vă mai cer sus acolo. 3 radical din 2 plus 2 radical din 3. 3 radical din 2. Da. Uite, dicta-mi 3 radical din 2 plus 2 radical din 3. Tot supra 3. Ori. Acolo, radical din 6 plus 1. Radical din 6 minus 1. Le adunăm să ce facem? Păi A plus B pe lângă A minus B. E A, B. Îi le mulțim. Da, da, le mulțim așa. Cât face A plus B pe lângă A? Radical din 6 la A 2, adică 6. 6 minus 1, 5. Mhm. Și face 5 5 la 2010. Uite, pe ce l-am lăsat pe 5 la 2010 la mama. 5 la 2010. Deci supra 5 la 2010. Supra 5 la puterea 2. Se simplifică. Așteaptă-mă, dar mai avem ăsta. Radical din 6. Minus 1 la 2. Minus 1 la 2. Da. Și minus. Am avut minus. 3 radical din 2. 6 radical din 2. Unde aici cred că sunt 6 radical din 2 minus radical din 3. 6 radical din 2 minus radical din 3. Supra 3. Supra 3. Ia uitați-vă acum ce simplificăm. Deci, la ce am zis eu. Și este egal cu 3 radical din 2. Hai, 3 radical din 2 minus. Plus. Plus 2 radical din 3. Supra 3. Supra 3. Ori. Ori, aici suntem, ori. Radical din 6 minus 1 la 2. Radical din 6 minus 1 la 2. Așa. Aici s-a dus, minus. 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 6 radical din 2 minus radical din 3. 6 radical din 2 minus radical din 3. Supra 3. Supra 3. Da. Trebuie să facem aici calculul ăsta, să vedem ce simplificare se face. Am o întrebare. Radical din 6 minus 1 la 2. Aici îl putem scrie ca, nu regreții, de obicei, ca radical din radical din 6 minus 1. Faci o propoziție seara să nu te poți scoate de acolo. Putem să scrie ca fie păi radical. Una este să scrii radical din radical, care este un lucru și asta e să zici la pătrat. Uh-huh. Miruna, eu aș hai lua să ridicăm. Radical din 6 minus 1 la a doua, Miruna. Egal cu radical din 6 minus 1. Pe lângă radical din 6 minus 1. Asta înseamnă la a doua. Și de fapt, mulțim două paranteze. Radical din 6 ori radical din 6 e 6. 6. Minus radical din 6. Minus radical din 6. Minus 1. Plus 1. Plus 1. Și este egal cu? 6 și cu 1 face 6 și cu 1 face 7. Minus 2 radical din 6. Uite cât fac paranteza aia. Deci, iată că am ajuns la următorul lucru. Egal cu 3 radical din 2 plus 2 radical din 3 supra 3 înmulțit cu 7 minus 2 radical din 6. Da? Da. Și minus
6 radical din 3. Egal cu. Avem dimulțit astea două paranteze. Dimulțim revizor, domn profesor. Egal cu. Egal cu 21 radical din 2. 21 radical din 2. 2. Minus. Minus 36 radical din 18. Radical din 12. Plus. Plus 14 radical din 3. Da. Minus. Minus. 4 radical din 18. 4 radical din 18. Supra. 3. A, dar celălalt e tot supra 3, domnul profesor. Da, și cealaltă din tot supra 3, minus 6 radical din 2. 6 radical din 2, plus radical din 3. Radical din 3. Și ia să vedem termenii asemenea, repede, repede. 21 radical din 2 rămâne așa. 21 radical din 2, avem. Radical din 12, tot. 4 ori 3 mai 2, sunt 4. 2, 6, 12 radical, 12 radical din 3. 12 radical din 3, plus 14 radical din 3. Putea să scrie numai 2, domn profesor? A, dar mai avem un la sfârșit. Minus 4, 4, 3, 12, 12 radical din 2. 2. Minus 6 radical din 2. Plus radical din 3. Supra 3. Supra 3. Și acum, frumos. Și egal cu 21 radical din 2. Minus 12 radical din 2. 9 radical din 2. 9 radical minus 6 3. Radical din 2, 3 radical din 2. 3 radical din 2. Da. Minus 12 radical din 3 și cu 14 2 radical din 3. Și cu un radical din 3. 3 radical din 3. Plus 3 radical din 3. Frate, poate fi 3 în factor comun. Da, și vine 3. 3 pe lângă radical din 2 plus radical din 3. Să știți că eu iau 10 la test. Supra 3. Dar de unde știți? Eu iau. Și egal cu radical din 2, supra radical din 3. A, dumneavoastră luați 10, bun. Bine. Așa. Dar să te sun locul nostru? Mie mi-a plăcut că exercițiul... Da. La un ui, dar de la și și... Și să încheiem repede, da. Sinteza oare. Facem sinteza. Că așteaptă și... Și Andreea. Andreea. Să desfrești, nu? Fai. Știi cum sunt? Abia astea-ți plac cu ziua. Și mai ales că nu e chiar la, e la 11, chiar. Da. Deci, sinteza. Sinteza. Media geometrică. Media. Radical proprietăți. Da, radical proprietăți, operații cu radical. Radical. Proprietăți. Operații cu radical. Apoi, media aritmetică, media geometrică, media aritmetică, da. Media geometrică, media aritmetică, media geometrică, aritmetică, media geometrică. Ce-a mai făcut, domn profesor? Media aritmetică, media geometrică, comparație, modulul, modulul, corect, cu explicitarea modulului, da, modulul, corect. Explicitarea modului. Da. Bun. 4 A la a doua minus B la a doua, am aplicat o... Raționalizarea. Foarte mult, nu? Raționalizarea. Numitorului. Cam asta au fost. Operații, calculul în sine. Exact. Da. Nu uitați. De like și share. O seară plăcută. La revedere.